Golul gazdelor a venit repede în minutul 16 prin reușita lui Buhăescu. Atacantul venit de la Petrolul a plasat calm balonul din afara careului mic după o centrare a lui Neacșu. FC Buzău a marcat prin Ecolo în minutul 38, dar golul a fost anulat eronat pentru fault la portar. Până la pauză, steliștii au trecut pe lângă majorarea scorului, dar Stoian, poate cel mai bun om al Buzăului, a reușit să pareze șutul lui Drăghici. Actul secund a început tot cu Steaua la conducerea jocului. Fostul echipier al Gloriei, Chipirliu, l-a servit excelent pe Rareșenceanu, dar mijlocașul născut la Zărnești a șutat slab, permițându-i lui Stoian să-și treacă în cont încă o paradă. Prima ocazie mare a Buzăului a venit la un sfert de oră după reluare, atunci când șutul lui Ciobanu a lovit bara. 10 minute mai târziu, elevii lui Cristi Pusta îi puteau egala după lovitura de cap a lui Ecolo. Balonul a fost însă respins de pe linia porții după ce goalkeeperul Stelei fusese bătut. Până la final, FC Buzău nu a reușit să-și mai creeze ocazii mari, astfel că gruparea din Crâng bifează o nouă înfrângere. În ciuda eșecului, Buzăul încheie anul pe loc de play-off. De menționat că oaspeții au fost încurajați pe stadionul Ghencea de câțiva fani care au făcut deplasarea la București.